Și liderii politici din România s-au declarat șocați de ceea ce se descoperă în Ucraina în urma soldaților ruși și cer ca ucigașii să fie judecați pentru crime de război. O reacție similară a avut și președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, care a anunțat că astăzi va fi zi de doliu național pe teritoriul de peste Prut. Invazia rusă în Ucraina are consecințe teribile de nedescris. Imaginile de la Buca și din alte orașe din Ucraina trebuie să fie un memento pentru întreaga lume că trebuie să oprim această agresiune ilegală și că toți cei găsiți vinovați trebuie să plătească. Justiția internațională ar trebui să prevaleze, a scris Klaus Iohannis după apariția primelor imagini cu ororile din orașul ucrainean Buca. De aceeași părere este și premierul Nicolae Ciucă. Șeful executivului de la București spune că aceste crime îngrozitoare comise în Ucraina de soldații ruși trebuie judecate și pedepsite de justiția internațională. Copiii, femeile, civilii abuzați și uciși cu sânge rece așteaptă să li se facă dreptate. Și ministrul de externe al României, Bogdan Aurescu, se numără printre cei care au condamnat crimele din Ucraina, acolo unde în orașele părăsite acum de ruși au fost descoperite cadavrele civililor torturați și executați. Condamn cu fermitate atrocitățile oribile comise în Buca și alte orașe din Ucraina ca urmare a agresiunii ruse împotriva Ucrainei. Toți autorii unor astfel de crime internaționale trebuie trași la răspundere de justiția internațională. România sprijină pe deplin o anchetă amănunțită a Curții Penale Internaționale, a transmis Bogdan Aurescu. La rândul său, europarlamentarul Eugen Tomac a postat imaginile groazei și a cerut condamnarea lui Vladimir Putin. Fără cuvinte, pentru cine mai are dubii că Putin este cel mai mare blestem al lumii civilizate să se uite la imaginile cu măcelul din Buca? Cine mai are dubii că Putin este cel mai odios criminal al acestui secol să se uite la imaginile din Mariupol? Cine mai are nerușinarea să apere acțiunile asasinului, să se uite cu atenție la imaginile cu copiii omorâți fără milă în orașele distruse ale Ucrainei. Lista poate continua la nesfârșit. Ce nu poate continua este libertatea acestui ucigaș. Putin trebuie condamnat la închisoare pe viață pentru toate crimele comise și idolul lui Putin, Stalin, a îngropat oameni de vii la Fântâna Albă, scrie președintele PMP. Și peste Prut, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat după masacrul de la Buca și din celelalte orașe ucrainene și a anunțat că va decreta zi de doliu național. Suntem șocați alături de o lume întreagă de masacrul din orașul Buca, de lângă Kiev. Moldova condamnă cu fermitate aceste crime împotriva umanității, la fel cum condamnă acest război ilegal și neprovocat declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Vom declara pentru mâine, 4 aprilie 2022, zi de doliu național în memoria tuturor vieților nevinovate pierdute, a scris Maia Sandu.